Slăvit să fie Domnul. Frații mei, cei care doriți, vă rog să deschideți Sfintele Scripturi la cartea Nemia, capitolul 5, și cu ajutorul lui Dumnezeu aș vrea să citesc începând cu versetul 14 până la versetul 19. Nemia, capitolul 5, începând cu versetul 14, pagina Sfânta Scriptură, traducerea Dumitru Cornilescu, 502. Ascultăm cuvântul Domnului. Din ziua când m-a pus împăratul dregător peste ei în țara lui Iuda, de la al 20-lea an până la al 32-lea an al împăratului Artaxerse, timp de 12 ani, nici eu, nici frații mei, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de sicli de argint, chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. Aveam la masă 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din neamurile din prejur. Mi se pregătea în fiecare zi un bou, 6 berbeci aleși și păsări, și la fiecare 10 zile se pregătea din belșug tot vinul care era de trebuință. Cu toate acestea, n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia. Adu-ți aminte de mine, spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. Amin. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim lui Dumnezeu care și în această seară ne-a dat această frumoasă oportunitate, acest har special, deosebit, să fim aici, acum pe final de an, când ne uităm în urmă și tragem concluzii, acum pe final de an, când ne pregătim pentru ceea ce ne stă înainte. Și frații mei, am citit aceste versete, poate puțin mai neobișnuite, dar totuși din acest pasaj și probabil și din pasajul următor, capitolul 6, repet, acum pe final de an, când pe de o parte privim în urmă, facem niște, eu știu, calcule, analize, investigații, pe de altă parte când ne pregătim să pășim în anul care ne stă înainte, dacă Dumnezeu ne va permite să intrăm în el, aș vrea să ne folosim de acest pasaj și privind la acest dregător, la acest om, la Nemia, să vedem ce ar putea să ne spună nouă astăzi omul acesta. Și dați-mi voie să reviau o parte din aceste versete și să explicăm. Spune Nemia, oarecum, din punctul meu de vedere, uitându-se spre trecut, din ziua când am fost instalat ca și dregător, și avem aici niște date, o să sărim peste ele, nici eu, nici frații mei n-au trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Acum, nu-i mare, nu-i foarte complicat de înțeles, pentru că ocupau asemenea poziție, vă dați seama că îi se cuveneau anumite merite și cei care beneficiau de pe urma slujirii sale trebuiau să-l întrețină, trebuiau să cotizeze. Și continuă versetul 15, înainte de mine, cei din tâi dregători împovărau poporul și luau de la el pâine și vin, afară de cei 40 de siclii de argint, că probabil erau taxa unică ce trebuia plătită, ce se cuvenea. Chiar și slujitorii lor apăsau poporul. Eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Dragii mei, un domeniu în care aș vrea să ne verificăm, privind spre trecut și pregătindu-ne pentru ceea ce urmează, este ceea ce am citit aici. Vedeți, vrând nevrând și noi avem posibilitatea să, hai să nu spun să cerem taxe, că nu suntem noi autoritate, nu ne conferă legea aceste drepturi, dar, dau un exemplu, ca și tată, ca și părinte, ca și soț, ca și soție. Când verifici trecutul tău, poți să spui ca și Nemia că nu mi-am depășit atribuțiile?
Frații mei, trăim într-o vreme în care, din punctul meu de vedere, să știți că se abuzează. Se abuzează. Dau un exemplu banal. Te pun, frații, să slujești la o cântare. Sau îți trasează anumite limite. Te poți limita. Te poți încadra în slujirea, în lucrarea care ți se cere să o faci. Ne bucurăm de cei pe care îi folosește Domnul prin mesaje profetice, cei ce au daruri speciale. Dar, frații mei, Domnul să ajute aceste vase să rămână acolo unde trebuie să rămână. Ce vreau să spun cu aceasta? Succint, vă rog frumos să vă gândiți la o situație din Vechiul Testament, e vorba de Ahab, care și-a dorit cu ardoare via vecinului său. Există posibilitatea și noi să tindem spre ceva ce nu ni se cuvine. Puțină slavă, eu știu, puțin poate să ieșim în evidență sau altceva. Și-a cerut Ahab via spunându-i, vreau să fac din ea ceva bun. Îmi doresc, am ceva proiecte, am ceva planuri în cap. Îți dispus să-ți plătesc prețul ei? Inițial n-a vrut să o ia într-un mod abuziv și a exprimat dorința de a deține acea vie, Nabot a refuzat categoric și Ahab, vedeți, s-a întristat. Problema n-a fost din punctul meu de vedere la Ahab. Izabela când a aflat, a pus problema altfel. Nu merge pe calea dreaptă, merge pe calea strâmbă. Frații mei, ne repet, ne uităm spre trecut și ne pregătim pentru viitor. Suntem undeva între ce a fost și ce va fi, la graniță. Să ne uităm, cum spuneam, spre ce a fost, să încercăm pentru ceea ce va veni, să nu ne depășim atribuțiunile, să nu ne depășim limitele. Ce a cauzat căderea lui Ahab? Știți că acesta a fost unul dintre motive? Chiar în locul unde au lins câinii, sângele cui? Sângele pe care tu l-ai vărsat. Sângele pe care tu l-ai călcat în picioare. Omul pe care tu l-ai împins să cadă ca să-ți facă ție loc. Omul care ți-a stat în cale și nu, datorită lui, nu ți-ai putut satisface mofturile și dorințele. Și l-ai săpat. Și, eu știu, l-ai lucrat, cum zicem noi. Chiar datorită acestui motiv, tu vei cădea. Tu vei suporta aceleași consecințe. Chiar în locul unde au lins câinii sângele lui Nabot, vor linge câinii și ce? Și sângele tău. Dragii mei, pentru toți cei ce varsă sânge, ca să-și lărgească aria, să fie poate mai în centru, să se așeze așa cum lor le place, nu uitați, ascultați-mă bine, că e mai bine să te limitezi, mai bine să te răstrângi, mai bine să te oprești la ce ți se cuvine. Pentru că orice exces, orice exagerare, orice abuz comportă consecințe care dor. Să ne ajute Dumnezeu să pricepem aceasta. Mi-aduc aminte de fiii lui Eli, nu să știți istoria lor. Avea un statut aparte, preoții ai Domnului, și când cineva din popor aducea o jerfă, în loc să o primească, în loc să se ia ce li se cuvine. Știți că ei trebuiau sau beneficiau de pe urma jerfelor? Uitați-vă, într-o zi nu s-au mai mulțumit cu ceea ce era normal. Mă fac o paranteză. Este normal să ai familie. Este normal să te bucuri de ceea ce familia îți oferă. Este normal să ai o biserică, să ai o slujire, să ai satisfacția că faci ceva, că ești folositor, că alții beneficiază de pe urma slujirii tale. Dar, dragi ascultători, nu-i normal să forțăm nota. Concret, venea sluga preotului cu ce scop? Nu să ia ce îi se cuvine sau să ia când trebuia să ia. Ținea în mână o furculiță cu 3 coarne, dacă omul răspundea, după ce se va arde grăsimea, vei lua ce-ți va plăcea. Lasă Domnului ce aparține Domnului, cu alte cuvinte. Nu intrat în zona lui.
Ce se răspundea? Dă-mi acum, căci altfel iau cu silă. Știți ce mi se pare, frații mei? Mi se pare că toată noi vrem să forțăm nota. Vreau să-mi introduc copilul meu nu știu unde. Dau un exemplu laic ca să nu intrăm în zona duhovnicească, să nu jignim pe cineva. Poate nu-i cazul la dumneavoastră. Mă duc și vorbesc cu cei ce răspunde a instituția respectivă, fac o cerere și, din nefericire, poate la noi în România mai funcționează sistemul, permite, dacă nu merge pe ușa din față, găsim o ușă lateral sau în spate și, eu știu, facem presiuni neapărat dorința noastră să se împlinească. Frații mei, în ce privește lucrarea lui Dumnezeu, la ușă nu este un om. La ușă e Dumnezeu. Dacă noi forțăm, o facem pe propria răspundere. Nu-i nimeni împotrivă ca tu să-ți aduci jertfa. Nu-i nimeni împotrivă ca tu să-ți ocupi locul pe care îl meriți. Dar nu te juca cu ce nu-i de jucat. Tinerii aceștia se făceau vinovați înaintea Domnului de un foarte mare păcat. De ce? Nu pentru că ne socoteau pe cei ce aduceau darul. Nu pentru că vorbeau urât, sluga lor vorbea urât. Ascultați, ne socoteau darurile Domnului, ne socoteau slujirea care Dumnezeu le-a încredințat-o. Dumnezeu chiar le-a zis, de ce călcați voi în picioare jertfele mele, darurile mele, care am poruncit să se facă unde? În locașul meu. Frații mei, iertați-mă că reiau acest gând, cu gândul de a ne se întipări mai bine. Ne uităm spre trecut și privim spre viitor. Vrem să învățăm din trecut și ce a fost rău să nu mai facem. Și un domeniu pe care vi-l recomand să vi-l propuneți pentru anul care ne stă în față și, cum spuneam, dacă Dumnezeu ne va permite să-l accesăm, să intrăm în el, e să ne limităm, să ne vedem limitele. Apropo de relația dintre soț și soție, frații mei, doar un exemplu mai permiteți-mi tot aici în această carte. Samuel, la final de mandat, se uită la popor și zice: eu sunt bătrân, am albit, am umblat înaintea voastră. Uitați-vă că este capabil să permită să fie analizat, să fie judecat. Acum fac o paranteză. Când nu te lași verificat, chiar de trecute predicau frații la noi la biserică și mi-a plăcut acest gând, cine nu vrea să se încadreze în limitele puse, cine nu permite să fie restricționat, nu este bine cu el. Uitați-vă, zice Samuel așa, cui am luat boul? Nu mi se cuvenea, dar puteam să abuzez de poziția pe care o aveam și să le iau. Spuneam de viața de familie, e soție. Ai niște responsabilități ca și soție, e soț, ai responsabilități ca și soț. Și din nefericire sunt situații când partenerii constrâng pe celălalt să acționeze într-un anume fel. Tot o formă de abuz și asta. Am vrut să citesc, haideți foarte fugitiv, poate nu-i cadru optim, dar cred că noi o să înțelegeți de ce citim aceste versete. Bărbatul, zice textul, să-și împlinească față de nevastă datoria de soț, și n-am să mă refer strict la ce vorbește aici contextul, și tot așa să facă și nevasta față de bărbat. Ne uităm în trecut. Dragi surori, permiteți-mi să vă întreb. Ați fost soțiile care trebuia să fiți? Când trebuia să fiți alături de soțul dumneavoastră, i-ați fost alături? Când trebuia să vă faceți parte, și eu cred că surorile noastre sunt de notă mare, poate chiar maximă, și, mă rog, fizionomia feței lor sau atitudinea din casa Domnului spune mult despre aceste atitudini, ne uităm și spre bărbați, spre noi. Oare nu cumva a suferit partenerul din cauza noastră? Că în loc să fim acolo unde trebuia să fim, în loc să ne îndeplinim mandatul, sarcina care ne-a fost încredințată, noi am lipsit, noi ne-am sustras, noi am evitat să fim trași la răspundere. Noi am avut scuze, noi am avut alte preocupări. Dragi ascultători,
E îndemnul meu pentru anul care ne stă înainte, pornind de la pasajul acesta, haideți să ne facem datoria cu responsabilitate. Dumnezeu să ne ajute, amin. Ne reîntoarcem la text, Neemia capitolul 6. Spune Neemia, din ziua când m-a pus împăratul dregător, timp de 12 ani, ăsta a fost mandatul lui. Nici eu, nici frații mei, n-am trăit din veniturile cuvenite dregătorului. Pe ce motiv? Spune textul, eu n-am făcut așa din frică de Dumnezeu. Mai jos spune, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului. Și acum vreau să mă concentrez puțin pe versetul 16. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia. N-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei au fost la lucru. Frații mei, el era dregător și poziția pe care o avea, bineînțeles, probabil răspundea față de împăratul Artaxerse, care l-a pus în acea poziție, spune Neemia, pe lângă faptul că am evitat să constrâng poporul să mă susțină, în ce sens? Să abuzez, cum spuneam, de poziția pe care o aveam, am lucrat, am făcut ceva bun. Dragii mei, a trecut un an și am spus că ne uităm spre trecut, ne uităm spre ce a fost. Și poate că și noi, ca și Neemia, ne plângem. Frate, a fost un an greu. Mulți dușmani, uitați-vă în capitolul 6, constrânzi din toate părțile. Banii sunt puțini, ajutoare nu prea avem, problemele nu vin, nu pleacă bine, unele apar altele. Și totuși vine Neemia și zice, chiar și într-o vreme complicată, chiar și într-o vreme în care eram înconjurat de dușmani, n-am stat. Eu, împreună cu slujitorii mei, eu împreună cu poporul, ne-am apucat de treabă. Ne-am apucat să zidim. Și uitați-vă, vă rog, în această carte, o să vedeți, cum spuneam, câte opreliște au avut. Uite, citesc capitolul 4, versetul 1. Când au zis Sambalat că zidim iară zidul, ce credeți? L-a felicitat? Neemia, Domnul să te întărească. Neemia, cu ce să te ajutăm? Uitați-vă, s-a mâniat, s-a supărat foarte tare și a bătut joc de iudei. Poate vei spune, frate, vrem și noi să lucrăm, sau spunem noi Domnului, Doamne, am vrea să lucrăm. Dar scapă-ne de Sambalat. Doamne, dă-ne sănătate din belșug, dă-ne bani cât ne trebuie, dă-ne prieteni cât mai mulți și pe finalul zilei și plătește bine. Scumpii mei, știți ce ne învață Neemia? Oricât de greu ar fi și-au bătut joc de iudei, i-au făcut, am spune noi, în toate felurile. Chiar Neemia zice, Doamne, uite-te cât suntem de batjocoriți, versetul 4. Fă să cadă ocările lor asupra capului lor, dă-i pradă pe un pământ unde să fie robi. Neemia, n-ai de gând să te oprești. Frații mei, uitați-vă capitolul 6, versetul 16, când au auzit toți vrăjmașii noștri că zidul, versetul 15, a fost isprăvit. Dar de ce a fost isprăvit? Știți de ce? Că Neemia nu s-a oprit. Frații mei, urmează un an. Dea Domnul să intrăm cu el, să intrăm bine în anul acesta, să-l putem parcurge. Dar am o recomandare pentru dumneavoastră, un al doilea gând. Nu vă opriți din zidit. Dacă o să așteptați să vie vremuri bune ca să zidiți, s-ar putea să nu mai vină niciodată. Noi trebuie să ne obișnuim să zidim și pe vreme rea. Noi trebuie să ne obișnuim să nu încetăm să lucrăm. E trist, foarte trist, că avem atât de mult de lucru și atât de mulți șomeri, vorba noastră. Atât de puține persoane dispuse să se implice. Frate, hai să mergem acolo să construim o biserică. Și s-ar putea să zică, numai pe mine m-ai găsit? Vorba cuiva zice, dacă îi chem să-i scoți în față și să-i premiezi, nu-ți încape rândurile acolo în față. Dar dacă îi chem să muncească prin spate, să ridice ziduri și să se murdărească, foarte greu găsești. Probabil nu-i cazul noastră, știți că noastră vă merge numele de oameni serioși și oameni implicați. Dumnezeu să vă ajute să vă mențineți aceste obiceiuri, dovadă și sunt și bisericile din județ în care vă implicați, la asta m-am referit, alte detalii nu cunosc. Frații mei, cu toate că e greu,
Cu toate că lucrurile nu sunt așa de simple, să știți că nu este o soluție să ne sustragem. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel, ajunge la Roma și spune Sfânta Carte, Fapte, capitolul 28, după o călătorie destul de complicată pe mare, știți cât de, eu știu, puternici au fost valurile, cât de aproape a fost pericolul. Spune Biblia, versetul 21, evrei sau mai mari iudeilor, mai bine zis, s-au adunat. Și zice versetul 21 așa, noi n-am privit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine. N-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău de tine. Și la versetul 22 am vrut să ajung. Dar am vrea să auzim părerea ta. Și acum notați-vă, rog. Pentru că știm ce știam. Și cred că atunci când Pavel a auzit din nou cuvintele astea, nu știu cum s-a simțit Pavel, dar eu nu m-aș fi simțit deloc confortabil. Probabil s-o fi săturat de ele. Că partida aceasta, pretutindeni, stârnește ce? Frații mei, vi se pare normal lucrarea lui Dumnezeu să meargă așa de greu? Păi numai ce o scăpa săracul din apă, numai ce, vai de el! Și îl așteaptă și îi spun cei de acolo, vrem să auzim părerea ta, că știm, că tot de împotrivire ai avut parte. Uitați-vă în capitolul 14, uitați-vă în capitolul 13, uitați-vă în capitolul 16. Haideți să ne oprim puțin la acest capitol. Ca să vedeți că și alții, scumpii mei, au trecut pe unde trecem noi. După ce Domnul a eliberat roaba aceea, stăpânită de un duc care aducea mult câștig stăpânilor ei, spune Biblia că când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila. Acum fac o paranteză. De ce e așa de greu să înaintăm câteodată? Frații mei, uitați de ce e greu, că dacă noi n-am deranjat pe Satan, câtă vreme o stat Pavel și ceilalți cu minți și nu s-au atins de slujnic aceasta, de roaba aceasta, vă întreb, le-a făcut cineva ceva? Frații mei, dacă este împotrivire, înseamnă că ceva este acolo, ceva se mișcă. Haideți să ne întoarcem la text. Oamenii aceștia, versetul 20, se afirma despre ei, uitați-vă ce reclamă, ce etichetă, nu știu care și-o dorește. Ne tulbură cetate. Zile trecute m-am întâlnit cu un frate și mi-a povestit cu durere că a încercat să facă ceva pentru Domnul. N-am să dau detalii, pentru că cazul este particular, nu se potrivește la general. Și spunea fratele, ce mi-a fost greu sau ce m-a șocat e că m-au oprit cei care trebuiau să mă susțină. Zicea Domnul Iisus că s-ar putea să avem vrăjmași, bine, nu-i cazul fratelui, dar aduc alt exemplu, chiar pe cei de unde? Și ce facem, ne oprim? Nu mă mai lasă soțul, nu mă mai lasă soția, nu se mai poate. Mă uit la Pavel și la Sila. Probabil a fost și Luca, nu în temniță, că nu vorbește la persoana întâi, vorbește la persoana treia, versetul 23, după ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Vreau să vă pun o întrebare. Putea Dumnezeu să-i protejeze, putea Dumnezeu să-i scape, să-i facă să evite tot contextul ăsta complicat? Eu când citesc textul, sau mă rog, pentru cel ce citește pentru prima dată acest pasaj și nu știe deznodământul, nu știe finalul, dacă s-ar opri la aceste versete, să știți că și-ar pune multe semne de întrebare. Și astăzi noi ne punem foarte multe semne de întrebare în dreptul celor ce slujesc. De ce e bolnav? De ce are dușmani? De ce se ridică atâția împotriva lui? De ce e bârfit? De ce e vorbit de rău? De ce merge greu? De ce sunt probleme în casa lui? Frații mei, încă n-am ajuns la final. Încă n-am parcurs tot pasajul. Dar uitați-vă la reacția lui Pavel și a lui Sila. Și doar aici am vrut să ajung. Pavel și Sila, pe la miezul nopții, ce făceau? S-au oprit sau au continuat? Frații mei, mi-aș dori să avem și noi consecvența lor.
Te-o făcut în toate felurile, te-o dat afară. Nu mai poți înăuntru, cânți afară. Nu mai poți să-L ajuți în mod direct, te implici în mod indirect. Probabil asta o zis Pavel. Picioarele ni le-ați legat, spatele-i bătut, dar în gură căluș nu ne-a spus. Așa că facem ce putem. Cântăm. Și uitați-vă ce cântări se predică adesea, cântau cântări de laudă lui Dumnezeu. Că mai sunt și cântări din alea care ne răfuim noi prin ele, sau cel puțin răbufnim. Doamne, fă-le cum mi-au făcut. Nu asta, cred că cântau Pavel și Sila. Cei închiși și ascultau, am să trec fugitiv, temnicerul. Le-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile, a fost botezat îndată el și toți ai lui. Și pun o întrebare simplă. Oare s-a meritat? Frații mei, pentru temnicer, pentru alții care s-au întors la Domnul, probabil după aceea, mai târziu, știți că Pavel mai târziu scrie o scrisoare, o epistolă. Avem noi astăzi epistola către Filipeni, pentru cei din Filip. Consider, bazat și pe versetul 34, după ce i-a dus în casă, le-a pus masa, oare cum i-o fi servit după ce înainte i-o fi bătut? Cum îi să te bată cineva și apoi să te pună la masă? V-ați gândit vreodată? Mâna aia care o lovit sau care o ținut sau mâna aia care o strâns legăturile, că poate nu temnicerul i-o bătut, alții i-o bătut. Dar mâna aia care o strâns lemnul, aceeași mână, acum să te servească, să te întrebe, domnilor, ce trebuie să fac? Oare când i-o băgat în temniță, tot domnilor le-o zis? Cred că i-o fi făcut în toate felurile. Acum le zice, domnilor, ce să fac să fiu mântuit? Frații mei, și Pavel și Sila au plătit prețul. Să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Revin, scumpii mei, și doar un gând și mă voi opri. Ne stă în față un an. Dacă Dumnezeu ne ajută să parcurgem, să intrăm în el, să ne propunem, indiferent cât de tare va bate vântul, să ne propunem să continuăm să muncim. Să continui să lucrezi în biserică, să continui să lucrezi în casă, să continui să lucrezi acolo unde Dumnezeu te-a pus să lucrezi. Niciodată să nu te plângi. Mă, să nu credeți că va fi totul bine. Din acest motiv am prezentat aceste exemple. Situațiile vor fi cum vor fi. Vorba cuiva zice, frate, mai bine că Domnul nu ni le spune că am fi împovărați. Să ne dea Domnul putere să le putem parcurgem. Îmi stă în minte un simplu exemplu când Moise s-a dus să izbăvească pe evrei, foarte succint, dați-mi voie, și faraon, vedeți, câteodată noi ne așteptăm lucrurile să decurgă bine. Nu știu cu cât entuziasm ați pornit dumneavoastră câteodată în slujire. Eu personal, vorba unui frate zice, m-am dus cu pieptul scos sau m-am dus cu elan, cu avânt și zice, de știam eu ce mă așteaptă. Nu mă grăbeam, dar n-am știut, așa cum am zis. Mă uit la Moise. Spune Biblia că atunci când s-a dus la faraon, nici nu i-a băgat în seamă. Ce a zis faraon? Nu vi se scade nimic de numărul de cărămizi. În fiecare zi să faceți lucruri cu venitul unei zile. Ce veniți la mine cu povești, cu teorii? Cine-i Dumnezeu? Cu alte cuvinte, eu sunt Dumnezeu aici. Eu fac ce vreau. Și îl văd pe Moise, mă gândesc ce față avea Moise când a ieșit de la faraon. De ce? S-au întâlnit cu cei ce i-așteptau. Și ce le-au zis aceia? Să vadă Domnul și să judece. Cu alte cuvinte, parcă mai mult ne-ați încurcat decât ne-ați ajutat. De când ați venit voi, uitați-vă, le-ați dat sabia în mână să ne omoare. Și uitați-vă la atitudinea lui Moise. Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la faraon, nu s-a dus în nume propriu. Dacă e normal când te apuci pe propriile puteri să-ți faci de cap, e normal să ajungi la dezastru. De când m-am dus să vorbesc în numele tău, pentru tine, pentru slava ta, pentru gloria ta, el face și mai rău poporului acestuia. Și n-ai izbăvit pe poporul tău. Și ce zice Domnul lui Moise? Vei vedea acum ce voi face lui faraon, o mână puternică. Îl va sili
să vă lase să plecați. Dau o mână puternică, îl Vasilii să izgonească din țara lui. Dar pentru toate astea, Faraon, Moise și Coaron au continuat să-și facă datoria, indiferent cât a fost de greu. Și așa cum am spus, frații mei, un ultim gând, versetul 16. Ba mai mult, am lucrat la dregerea zidului acestuia, n-am cumpărat niciun ogor, toți slujitorii mei erau la lucru. Nu s-au oprit. Versetul următor. Aveam la masă 150 de oameni, iudei și dregători, afară de cei ce veneau la noi din toate neamurile. Și descrie aici ce îi se pregătea și reia Nemia și spune: cu toate acestea n-am cerut veniturile cuvinte dregătorului, pentru că lucrurile apăsau greu asupra poporului, adus aminte de mine spre bine Dumnezeule pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta. În al treilea rând, frații mei, privind spre anul care ne stă în față, vreau să vă mai fac o sugestie, o recomandare. Pornind de la cazul lui Nemia, pe lângă faptul că a muncit la zid, interesant că autorul Scripturii ocupă cel puțin câteva rânduri din modul în care este redactată Scriptura în limba noastră, vorbește de pe cine avea la masă. Eu cred că scopul principal al nostru nu este să mâncăm. Vorba aceea din popor, nu mâncăm ca să trăim, adică nu trăim ca să mâncăm, ci mâncăm ca să trăim. Nu-i mâncarea pe primul loc. Știți ce vrea să mai învățăm? Cu toate că puțin spiritualizăm, forțăm oarecum textul. Noi avem niște scopuri principale, esențiale. Care sunt alea? Să facem ceea ce Dumnezeu ne-a pus să facem. Prea puțin contează casa în care stăm, prea puțin contează, eu știu, hainele, alte detalii. Scopul nostru principal este să construim zidul, să facem lucrarea care Dumnezeu ne-a pus să facem. Dar, frații mei, îmi place la Nemia și asta e recomandarea pe care o fac. S-a ocupat și de celelalte. Știți, Domnul Iisus a venit pe pământ nu să dea de mâncare la oameni. N-a venit Hristos să le zică: de acum treaba mea este să vă hrănesc în fiecare zi. Cu toate că Biblia spune, Domnul ne poartă de grijă. Dar știți ce este interesant? La un moment dat, după ce Hristos a predicat și și-a făcut lucrarea, lucrarea esențială, lucrarea de blasă, a zis lui Filip, ce i-a zis? Aș spune eu cu cuvintele mele. Acum au mâncat ce aveau de mâncat, dar au nevoie și de pâine. De unde avem să cumpărăm pâini? Cu ce scop? Ca să, cum spune Biblia, să mănânce. E drept că același Hristos a zis, adevărat vă spun că mă căutați. De ce? Că ați mâncat din pâinile acelea și v-a săturat. Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne. Frații mei, ce recomandare vă fac? Scopul nostru principal este să investim în omul interior. Dar recomandarea mea e pentru anul care vine, ocupați-vă și de omul acesta exterior. În ce sens? Ca să nu mă interpreteze cineva greșit și să nu creadă cineva că mă contrazic. Zice Pavel, omul nostru de afară se trece. Dar știți că același Pavel zice că trupurile voastre sunt temple ale Duhului Sfânt. Știți că același Hristos, care a zis căutați mai întâi împărăția, la un moment dat zice ucenicilor, și dați-mi voie să vă citesc acest pasaj, zice, le-a zis Hristos, veniți singur la o parte, într-un loc pustiu, și știți ce le-a zis? Nu le-a zis rugați-vă, le-a zis și rugați-vă. Dar acum le-a zis, odihniți-vă puțin. Un frate a fost solicitat să vorbească la o seară mai specială, probabil mai se îndelunga timpul, și a văzut că frații nu doreau să asimileze, dar nu-i mai ajutau puterile. Și s-a gândit el ce ar trebui să spună acestor oameni și a venit cu următoarea sugestie. A zis, fraților, eu am găsit în Biblie foarte multe prostii făcute de oameni obosiți. Nu rău intenționați, simplu fapt că au fost obosiți, i-a făcut să fie mai vulnerabili în fața ispitelor. Și așa și-a intitulat mesajul, prostii făcute de oameni obosiți, nu de oameni păcătoși, oameni obosiți. Și a vorbit de Esau care era rupt de oboseală, a vorbit de David care era să fie ucis. Acum, scumpii mei, eu știu că Hristos a zis, mâncarea mea e să fac voia Tatălui. Și când i-au adus ucenicii mâncare,
cum s-a comportat Domnul Iisus? A zis, mâncarea mea, ei insistau să mănânce și Hristos zice, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Eu știu că unii exagerează, numai să ne fie bine, frate, să fie confort maxim, să nu ne lipsească nimic. Dar, scumpii mei, nici extrema cealaltă nu cred că e bună. De acum să nu mai ținem cont că avem și noi niște limite, de acum să exagerăm în anumite domenii. Frații mei, din punctul meu de vedere, orice exagerare, orice exces, trebuie validat de Dumnezeu, de voia sa. Și acum să fiu concret cu dumneavoastră. Dacă Dumnezeu își cere să postești un anume număr de zile, n-ai voie să te sustragi. Dumnezeu ți-a cerut și știe de ce ți-a cerut. Dar dacă eu vreau să fac pe grozavul și îmi expun trupul un timp îndelungat la un asemenea regim, oare cine devine Dumnezeu? Pentru că, scumpii mei, majoritatea, cum spuneam, exagerează în extrema asta, stângă să o numim. N-au nicio treabă, nici cu postul, nu cumva să-i trezești dimineața să vină la biserică. Ei până nu-și fac somnul, ei n-ai ce discuta cu ei. Chiar îmi spunea cineva, frate, nu mă suna de vreme, că eu nu renunț la somn. Scumpii mei, nici extrema asta nu e bună, dar hai să vedem și partea cealaltă. Oare, n-ar trebui să... Hai să vă citesc și cred că o să mă înțelegeți. Doar un exemplu și cu aceasta voi încheia. Spune Scriptura la un moment dat că Naaman a ajuns la Elisei, avea o problemă. Ce problemă avea Naaman? Știți foarte bine, la lepros. Și și-a dorit cu toată puterea să obțină vindecarea. Știți ce răspuns putea să primească de la Elisei? Naaman, trupul tău nu contează, nu te mai ruga, nu mai cere vindecare, contează sufletul. Ce mă uimește pe mine în text este că Elisei a zis, tu poți să fii sănătos și așa s-a și întâmplat. Acum, cum era, și aici am vrut să ajung, ca după ce Naaman a fost vindecat, să-și bată joc de trupul său. Frații mei, Domnul când ne-a dat trupul, în general, majoritatea, ni-l-a dat un trup sănătos. Și eu cred că ne cere să avem grijă de el. Trăim într-o vreme în care mâncarea, mai nu-i lecția acum de nutriție, mâncarea e foarte nesănătoasă. Stresul face ravage. Scumpii mei, prin cumpătare, prin echilibru, prin pocăință, prin limitare, să știți că noi putem avea grijă de al nostru trup. Nu încurajez să ne sustragem de la sacrificii pentru Domnul. Pavel a zis, în trupul meu împlinesc ce lipsește suferințelor lui Hristos pentru trupul lui care este biserica. Adică dacă trebuie să plătească cineva un preț, eu îl plătesc. Tai din somn, tai din mâncare, tai din sănătate, îl plătesc. Dar tot Pavel a zis, adu mantaua. Tot Pavel, la un moment dat, ca să-i fie cruțat trupul, a fost coborât într-o coșniță. De ce n-au spus ucenicii? Nu contează trupul. Frații mei, e mijlocul prin care puterea lui Dumnezeu se manifestă. Și bine, uitați-vă și în capitolul următor, locul era prea strâmb pentru ei. Și ce a zis Elisei când i-au zis, haide să luăm câte o bârnă? Că întreabă frații, frate, să luăm medicamente. Eu le compar pe medicamente cu bârne. Câteodată te mai ajută și bârnele, știți? Că n-ai avut tu grijă și... Mă rog, să luați alt exemplu, e pur întâmplător această asociere. N-a zis Elisei, nu vă duceți. Eu știu că subiectul este sensibil și nu mă puneți să citesc din Timotei ce i-a cerut Pavel lui Timotei și alte chestiuni, că unii deja exagerează, dar ideea în sine, vă rog să nu o uitați. Nemia, de la el am pornit și cu el vom încheia, frații mei, n-a abuzat. Să ne ajute Dumnezeu să ne vedem locul. Să știți că multe, multe probleme, și am fi putut să citim despre fiii lui Aron, care și-au depășit atribuțiile, multe probleme apar pentru că noi nu ne vedem locul. Doi, să continuăm să lucrăm, indiferent cât va fi de greu. Și în ultimul rând, ceea ce Domnul ne-a încredințat, nevoile noastre curente, să ne ajute Domnul să le îndeplinim după voia sa. Amin. Amin.